Ei, salutare domnule, soților, la un episod de Samba Băieți. Bă, dacă vă întrebați de ce merge așa, bă, de fapt, uite, acum merge bine filmarea. Bă, sper să meargă bine câteva episoade. Bă, băieți, mi-am băgat Windows-ul din nou pentru că aseară am intrat pe Baguette cu AIM și le dădeam la Paint. La băieți, încă nu mi-am luat bani și, bă, nu exagerez în niciun fel. Am jucat cam o oră și un pic la Paint cu codul și nu mi-am luat bani, man. Deci nu mi-am luat bani, efectiv nu mi-am luat bani. Ei, am dădeau report, nu mi-am luat bani. Da, și mi-am băgat Windows-ul din nou, că diseara avem ori și... Stai să mai ce... Diseara avem ori și... Nu vreau să risc să fiu prins cu codul sau chestii de astea. Așa că mi-am băgat Windows 10, nu știu de ce, adică mi-am băgat câteva moduri, stai un pic. Asta mai tare, așa se audă pe fundal. Mi-am băgat câteva moduri aici, mapa aia, țintă mi-am băgat și multe chestii. Bă, nu știu, e nasol pentru Samp Windows 10. Mi-l-am băgat așa, că l-aveam la început, dar l-aveam CD-ul aici pe birou și am să-mi bag Windows 10. Chiar dacă... Deși filmarea mea merge jocul 90 de FPS, uite cum se vede filmare în 30. Pin. Slash by gun MP99. Ia uite mă. Cam astea sunt modurile. Am un mod pe cu modurile astea, dar și cu NB și cu de alea o să-l lansez zilele astea, probabil. Adică e făcut acum, doar vreau să fiu sigur că nu dă crash, dar pe Windows 10 apare, nu prea merge, deci o să văd eu, bug 7-le din nou, nu știu, apar, mă, să văd cum fac. Ia, da, uite și Deagle, slash by gun, Deagle, nu, nu, nu. Ia. Cu astea o să joc la ori de seară, că sunt vechere. Ia. Probabil o să fac ceva live de seară, și fiți cu ochii pe canalul, probabil o să fac ceva live de seară cu Sunflower. Nu sunt sigur, mâine plec și probabil o să fac un mic vlog în care să anunț chestia asta, gen separat față de videoclipul ăsta. Bă, mă scuzați că merge în 30 de FPS-uri filmarea, dar e Windows 10, man, e cel mai de căcat Windows 7. Adică, na, le-am băgat așa, că l-aveam la îndemână și am zis, frate, hai să nu... Să fac și orele jucate, că ieri n-aveam orele jucate, acum am 21,3. De aia aveam 19 ore și am zis să fac și orele jucate și până îmi găseam Windows 7-le, dar acum l-am găsit și cred că o să-mi bag 7-le. Din nou, uite ce cred că cate 10-le, like, cine dracu și instalează Windows 10 în puii mei. Doar ăia, mai zi de aia care, frate, Windows 10 e mai nou, deci e mai bun automat, nu pot, adică e adevărat că e mai nou și e mai bun. Nu, Windows 7 e cel mai bun, frate. Eu aș zice să rămână la Windows-urile astea, adică să nu se mai facă la Windows și să upgradeze și 7-le și 10-le. Cine vrea, nu știu, cine vrea să arate mai fain Windows-ul, să-și bage 10, cine vrea performanțe maxime și să-și arate cât de cât ok, Windows 7, man. Dar eu zic că pentru performanțe Windows 7 e ca lumea. Și mai ales că ăstu unii, frate, nu știu cât de prost și imbecil poți să fii, bine, având în vedere că prostia în România cel puțin întrece procentul de 90%, n-am ce să explic, dar mai sunt unii, frate, păi dacă ai PC praf, logic îți merge prost. Bă, frate, nu știu cum să-ți explic, dar nu știu cât de prost poți să fii să ieși chestia asta, pentru că și pe un PC bun și pe un PC praf e tot același lucru. Pe un PC bun, într-adevăr, o să-ți meargă jocurile bine, dar o să-ți meargă mai bine pe Windows 7, deci mai, eu prefer să meargă mai bine. Că așa pot să am cel mai bun PC și să am 100 de FPS-uri în GTA 5 pe Windows 10, dar pe Windows 7 să am 160 de FPS-uri, știi? Prefer Windows 7, totuși. Da. Cam asta am vrut să zic. Tu știi, uite, frate, cum se vede pe filmare. Deci eu îl joc, mi-a dat crash. Na, ce să-i zici, frate? N-am, doar minimap-ul am și mi-a dat crash. Mă dură pe mine, uite, deci eu pot să-mi schimb rezoluția cu el la joc adevărat. Unde e, mă, 1920p? A, uite aici. Deci, nu știu, 1920 pe lângă, total. Sunt mulți fani și la videoclipul ăla l-am făcut 1027 versus 1020. L-am făcut că aveam ambele sisteme de operare instalate. Că... Am instalat greșit Windows 7-le, genul ăsta de la Windows 10 la Windows 7 și l-am instalat greșit și, adică l-am instalat în altă partiție și aveam două Windows-uri și aia să fac totuși versus ca să vadă lumea, frate, că nu știu, așa la caterincă. Hai mă, nu puteam să mai vede sample. Aoleu, gata, am dat un window. Uite, am se mișcă mai bine cât de cât. Mă rog, Windows 10 e super ciudat. Odată merge, odată nu merge. Văd eu, dar probabil o să fac live cu Shadowplay de la ori, că OBS-ul se cam ceartă cu Sampo pe Windows 10 și, na. Uite, ce puține FPS-uri am cu aia, pe Samp 60 de FPS-uri, man, cum căca, bă? Aoleu, mamă, man, pe 60 de FPS-uri, 70 ai pe Samp cu un Pentium, ești nebun. Bine, nu mă deranjează, că e jucabil, nu pot să zic că nu e jucabil, dar... Dacă merge așa, Samu, gândiți-vă cum merg alte jocuri în timp ce filmez, deci trebuie să-mi bag 7-le neapărat înapoi, aoleu, rip. M-a durut, frate, mai bine
nu jucam orele alea și le jucam azi, că, na. Aveam și azi timp, o oră sau cât mai aveam nevoie să le fac, dar uite ce prost merge. De pus să-l dau un full screen. Da, am zis să-l dau un full screen, da, sigur, sigur. Aș fi vrut eu să-l dau, acum merge... Na, mă rog. Deci, hai să începem pe 608 ore aproape. Bă, nu știu, frate, unii zic, frate, aplică și tu. Ăsta, fă ore multe și fă te helper, așa zicea unii. Bă, du-te, bă, cu ei, nu vreau să fiu helper niciodată, man. Mai bine leader. Da, nu cred că o să iau nici leader. La cât de serios sunt eu cu Sampo, nu cred că o să iau nici rank 6, ești nebun. Ei, glumeam acum, Adric. Da, nu, chiar nu. Zicea unii, am avut șanse pe multe servere la helper. Probabil nu pe servere cu 1000 dintre 1000, dar am avut șanse pe multe servere și am refuzat. Adică n-am refuzat, n-am aplicat. Că e treabă grea, eu de-abia apuc să joc orele necesare 20 de ore, păi gândește la helper că trebuie să joci, Adric, să faci întrebări, să faci de alea, să zic, deci nu ori. Nu, e greu, e greu și n-am eu chef și timp și nervi de chestii de astea. Că așa puteam să joc 5 de ore pe săptămână, să fac 200 de ore pe lună și să fiu foarte ușor helper. Dar de ce? E un fucking joc și nu, no, deci dacă te răstorni limba pula mata. Deci nu, futuz. De fapt intră înapoi că vreau să spawn change HQ. Hai să moară mata. Taoleu, coaie, uite cât de prost poate să meargă. Coaie, îmi bag Windows 7 după asta, îmi bag pula în ele Windows 10. Coaie! Futu-vă Windows 10-le în cursă, vi-l fut, aoleo, unde-i CD-ul? Deci, bă, băieți, mă piși pe Windows 10, bă, pun videoclipul așa, am vrut să vă anunț doar că mâine plec și... Unde, mă, da, am găsit CD-ul, unde-i mine, ce, Windows 10, lăsă Windows 10, du-te-n pula mea Windows 10, bă, gami, am auzit Windows 10, îmi pui mie, futu-vă Windows în gură să vi-l fut. Ia, uite, Windows 7, Service Pack 1, aici drive-urile de la Play, perfect, hai, băieți, sper că v-a plăcut. Să mă sugă ăștia. Coaie, de ce ați putut să faceți așa Windows? Da, te... Hai că-mi bag Windows-ul. Salut, băieți!